Dragii mei, cât sunteți bucuroși că în seara aceasta vă aflați aici în casa lui Dumnezeu, unde proprietar și stăpân este Domnul. Amin. Sunteți bucuroși? Slăviți! Spunea fratele Costel mai devreme și era un mare adevăr, când fiica noastră a strigat tare Aleluia, Dorotea, micuța noastră, a zis, vezi frate Iosif, dacă nu mai zicem noi oamenii mari Aleluia, spun cei mici. Domnul să ne binecuvânteze pe toți. Aleluia, slăviți să fie Domnul! Aș vrea să-mi îngăduiți să prezint un scurt anunț înainte de a citi textul biblic pentru seara aceasta. Celelalte anunțuri le-am făcut de dimineață în cadrul slujbei care a avut loc. Un singur anunț pentru seara aceasta. Lucrările administrative la Casa Domnului vor continua și în săptămâna aceasta. Este nevoie de frați disponibili atât în prima parte a zilei cât și în partea a doua zilei, în funcție de cum veți putea Dumnezeu să vă binecuvânteze și Dumnezeu să ne ajute și pe latura aceasta și să răsplătească Dumnezeu care știe cum și potrivit cu nevoile care sunt. Haideți acum să stăm ridicați și să ascultăm textul biblic pentru seara aceasta care este rânduit din a doua epistolă către Corinteni. Vom citi întregime capitolul al 9-lea de la pagina 1134, respectiv 1135. 2 Corinteni, capitolul 9. Este de prisos să vă mai scriu cu privire la strângerea de ajutoare pentru sfinți. Cunosc în adevăr bunăvoința voastră cu care mă laud cu privire la voi către macedonieni și le spun că la voi și le spun că Ahaia este gata de acum un an. Și râvna voastră am bărbătat pe foarte mulți din ei. Am trimis totuși pe frați pentru ca lauda noastră cu voi să nu fie nimicită cu prilejul acesta, ci să fiți gata cum am spus. Dacă vor veni vreunii din Macedonia cu mine și nu vă vor găsi gata, n-aș vrea ca noi, ca să nu zicem voi, să fim dați de rușine în încrederea aceasta. De aceea am socotit de trebuință să rog pe frați să vină mai înainte la voi și să pregătească strângerea darurilor făgăduite de voi, ca ele să fie gata, făcute cu dărnicie, nu cu zgârcenie. Apropo, să-mi fie îngăduit o paranteză aici. De ce relatează Sfântul Pavel lucrurile acestea? Se pare că biserica din Corint era o biserică generoasă, o biserică darnică, însă, cu trecerea timpului, le-a mai scăzut râvna aceasta pentru dărnicie. Ei promisese ceva Sfântului Pavel, că se vor implica, dar se pare că au lăsat-o mai moale cu lucrarea aceasta de dărnicie. Și Pavel a fost nevoit să-l trimită pe Tit, însoțit de alți frați, pentru ca strângerea ajutoarelor să se facă la timpul potrivit, ca să nu fie dați de rușine în promisiunea lor. Și textul continuă, de la versetul 5. De aceea am socotit de trebuință să rog pe frați să vină mai înainte la voi și să pregătească strângerea darurilor făgăduite de voi, ca ele să fie gata, făcute cu dărnicie, nu cu zgârcenie. Să știți, cine seamănă puțin, puțin va se cera, iar cine seamănă mult, mult va se cera. Fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui, nu cu părere de rău sau de silă, căci pe cine dă cu bucurie îl iubește Dumnezeu. Și Dumnezeu poate să vă umple cu orice har, pentru ca având totdeauna în toate lucrurile din destul, să prisosiți în orice faptă bună. După cum este scris, a împrăștiat, a dat săracilor, neprihănirea lui rămâne în veac. Cel ce dă sămânță semănătorului și pâine pentru hrană, vă va da și vă va înmulți și vouă sămânța de semănat și va face să crească roadele neprihănirii voastre. În chipul acesta veți fi îmbogățiți în toate privințele pentru orice dărnicie care prin noi va face să se aducă mulțumiri lui Dumnezeu. Căci ajutorul dat de darurile acestea nu numai că acoperă nevoile sfinților, dar este și o pricină de multe mulțumiri către Dumnezeu. Așa că dovada dată de voi prin ajutorul acesta îi face să slăvească pe Dumnezeu pentru ascultarea pe care mărturisiți că o aveți față de Evanghelia lui Hristos și pentru dărnicia ajutorului vostru față de ei și față de toți.
și face să se roage pentru voi și să vă iubească din inimă pentru harul nespus de mare al lui Dumnezeu față de voi. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru darul lui nespus de mare. Amin. Aș vrea să mai facem o rugăciune înainte de a predica cuvântul lui Dumnezeu. Și rugăciunea aceasta aș vrea să purtăm înaintea lui Dumnezeu câteva cauze mai deosebite. Vreau să ne rugăm pentru Demi Cacuci din Chicago, băiatul unchiului Vali și a mătușii Rodica. În perioada aceasta a trecut printr-o intervenție chirurgicală, are nevoie ca Domnul să se atingă de el pentru refacere, pentru recuperare, să-i dea Dumnezeu multă sănătate. Continuăm să ne rugăm pentru sora noastră de credință, Vali Tabac, care în ziua de marți va călători spre Ungaria, spre Seget, apoi e planificată pentru ziua de miercuri să treacă prin acea intervenție chirurgicală la genunchi. Este vorba de același genunchi prin care a mai trecut prin intervenție chirurgicală și prin încercare. Ne rugăm să-i dea Domnul biruință. Domnul să fie alături de ea, să o sprijinească, să o întărească și să lucreze spre binele ei. Continuăm să ne rugăm și pentru sora Florica Cicort. Domnul să o întărească, să-i fie alături. Dumnezeu să o binecuvânteze cu sănătate și cu tot ceea ce are nevoie. Avem lista de rugăciune cu cauze, o listă destul de lungă. Ne rugăm Dumnezeu să privească spre fiecare nevoie. El este suveran și poate să-și întindă mâna lui în seara aceasta și să ne asculte rugăciunea. Recitez versetul 15. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru darul lui nespus de mare. Este vorba de Domnul Iisus Hristos. Profetul Isaia spunea că în rănile lui suntem tămăduiți. Scrie Domnul vindecare în seara aceasta pentru care au, cei care au nevoie de ea. Dumnezeu să lucreze și să dea izbăvire. Rugați-vă și pentru Evanghelia care va fi propovăduită în această seară, să lase Duhul Sfânt inspirat și să ne vorbească Dumnezeu potrivit cu adevărul textului din această seară. Dumnezeu este prezent aici. El ne poate înviora. El poate lucra. El este cel viu. Este Mântuitorul nostru. Slăvească-se numele Lui. Haideți cu credință să intrăm în rugăciune. Slăvim numele Tău, Doamne Tată. Vă aduc aminte ceva în seara aceasta, fratele Costel a amintit ceva despre zâmbet, sora Firuța a recitat o poezie despre zâmbet, am zâmbit când Dorotei a spus tare aleluia, hai să dăm mâna unii cu alții și să ne oferim un zâmbet și să spunem Dumnezeu să te binecuvânteze celor din jur, Dumnezeu să vă binecuvânteze, Dumnezeu să vă binecuvânteze.
Puteți să vă reașezați, mulțumesc. Cineva spunea că puteți să continuați să zâmbiți mai departe. Dragii mei, în seara aceasta ne vom apropia de o temă importantă pe de o parte, dar și necesară în același timp. Și vă mărturisesc de la capul locului foarte deschis și foarte sincer, n-am mai abordat tema aceasta niciodată în biserica locală și niciodată de când slujesc și predic Evanghelia, n-am predicat pe subiectul din seara aceasta. Este vorba despre tema dărniciei. Probabil n-am făcut lucrul acesta până în această seară, deoarece știu că biserica pe care o păstoresc, biserica locală, este o biserică generoasă, o biserică darnică. Am apreciat lucrul acesta și l-apreciez și în seara aceasta. Însă, fiind textul biblic la rând pentru studiu biblic din perioada aceasta, a doua epistolă către Corinteni, sunt obligat să intru în textul din această seară și să împărtășesc cu dumneavoastră adevărurile cuvântului sfânt al lui Dumnezeu. Una din jertfele plăcute Domnului, menționate în Noul Testament, în Epistola către Evrei, text la care s-a făcut referire și de dimineață în predicarea cuvântului, este pasajul din Evrei 13 cu 16, unde se spune că o jertfă plăcută lui Dumnezeu este și dărnicia. Vă readuc aminte, într-una din cuvântările Sfântului Apostol Pavel, ținute la Milet, în fața prezbiterilor, Sfântul Pavel aduce aminte oamenilor cu responsabilitate din Biserica lui Dumnezeu, cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos și le spunea Pavel, este mai ferice să... Ce să faci? Să dai decât să primești. Asta înseamnă că dărnicia are mare valoare în ochii lui Dumnezeu. Un om al lui Dumnezeu spunea, în legătură cu lucrarea aceasta de dărnicie, următoarele. Dă pe măsura venitului tău, ca nu cumva să pățești să-ți dea Dumnezeu pe măsura dărniciei tale. Mai repet odată aceste cuvinte deosebit de profunde și adevărate. Dă, spunea acest om al lui Dumnezeu, pe măsura venitului tău, ca nu cumva să ți se întâmple să-ți dea Dumnezeu pe măsura dărniciei tale. Apropo, dacă ți-ar dărui Dumnezeu după cum dăruiești, cum crezi că ai fi, bogat sau sărac? Cum crezi că ai fi, bogată ca soră sau viceversa, săracă? Știi de ce dărnicia este plăcută Domnului? Pentru că dărnicia, frați și surori, prieteni ai Evangheliei, reprezintă însăși natura lui Dumnezeu. Cel mai mare dar care s-a dat vreodată l-a oferit Dumnezeu. Vă aduceți aminte ce scrie la Ioan, capitolul 3, versetul 16? E un cuvânt despre dragostea lui Dumnezeu cu privire la noi oamenii. Și textul biblic spune, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat. Și se pune următoarea întrebare. Ce a dat Dumnezeu în iubirea sa față de noi oamenii? Știți ce a dat Dumnezeu? Ce a avut mai prețios, mai scump. Pe singurul lui Fiu. Cel mai mare exemplu de a dărui este Dumnezeu Tatăl care și-a dat Fiul pentru a face posibilă mântuirea noastră. Asta înseamnă și presupune în același timp lucrul acesta că noi suntem chemați să călcăm pe urmele Lui, urmând exemplu divin, acela de a fi și noi oameni cum? Oameni darnici, oameni generoși,
Totuși, nu toți oamenii care dăruiesc fac lucrarea aceasta într-un mod care să placă lui Dumnezeu. Știți că există și oameni care practică dărnicia, dar lucrarea ce o fac ei nu e plăcută Domnului. De aceea am pe inimă în această seară să răspundem la o întrebare din cuvântul lui Dumnezeu care l-am citit în mijlocul nostru. Cum este dărnicia plăcută Domnului? Și ne vom uita în această seară la două aspecte importante din pasajul biblic. Mai întâi ne vom uita la modelul dărniciei plăcute Domnului, iar în partea din urma mesajului ne vom uita la motivele dărniciei plăcute înaintea lui Dumnezeu. Haideți să ne uităm așadar mai întâi la modelul dărniciei plăcute Domnului, răspunzând la această întrebare, cum este oare dărnicia plăcută lui Dumnezeu? În primul rând, dărnicia plăcută Domnului este benevolă. Sfântul Pavel spune că ei credincioșii care vor să dăruiască trebuie să facă lucrarea aceasta întâi de toate pentru a place lui Dumnezeu de bună voie. Ascultați ce spunea Pavel în versetul 1 și în versetul 2. Este deprisos, spunea el, să vă mai scriu cu privire la strângerea de ajutoare pentru sfinți. Cunosc, spunea Sfântul Pavel, în adevăr, ce anume? Cum era lucrarea de dărnicie a celor din Corint? Observați, zicea Sfântul Pavel. Cunosc, în adevăr, bunăvoința voastră cu care ce făcea Pavel? Zice, mă și laud. Câteva precizări vreau să fac în această seară cu privire la dărnicia benevolă, adică lucrarea aceasta făcută de bunăvoie, care a fost demonstrată de frații noștri din Corint de altă dată. Mai întâi vreau să rețineți următorul aspect. Dărnicia lor benevolă, în primul rând, avea în vedere nevoile sfinților. Termenul sfinț, de aici din versetul 1, se referă la credincioșii puși deoparte și devotați pentru Dumnezeu. Apropo, știți că în vremea respectivă erau frați de credință care au fost sfințiți prin persoana Domnului Iisus Hristos, care o duceau foarte greu din punct de vedere material? Istoria confirmă faptul că bisericile din Iudeia la vremea respectivă erau foarte sărace și aveau o mare nevoie de ajutor să fie sprijinite. Și știau că în Corint, cum se preciza și de dimineață, există mult potențial. Exista posibilitatea ca cei din Corint să le fie alături, să le fie un sprijin. Astfel că ei, corintenii, răspund acestor nevoi a sfinților din Iudeia prin gestul lor de dărnicie pusă în aplicare. Ideea este următoarea, care vreau să o surprind în această seară. Atunci când facem o dărnicie, prioritate au sfinții Domnului. Cei care s-au întâlnit cu Domnul Iisus Hristos, a căror viața a fost schimbată și sfințită de El, adică frații și surorile noastre de credință, care trec prin anumite greutăți. Apoi, dărnicia benevolă a corintenilor nu doar că acoperea nevoile sfinților din vremea aceea, în al doilea rând, Pavel ne spune că ea a fost practicată cu râvnă. Apropo, ce înțelegeți dumneavoastră prin cuvântul râvnă? Un om care are râvnă să facă ceva este un om care face acea lucrare cu pasiune, cu determinare. Pavel spune în versetul 2, partea B, și râvna voastră a îmbărbătat pe câți dintre ei? Pe mulți. S-a uitat Pavel spre credincioșii din Corint și a adus aminte de lucrarea făcută de ei altădată și zice, modul în care voi ați dărui cu pasiune, cu determinare, cu râvnă, a adus și anume pentru cei care au beneficiat de dărnicia aceasta. Ce au adus?
îmbărbătare, încurajare, cu alte cuvinte. Observați cum Pavel se lăuda cu frații din Corint, de altă dată, cu râvna lor de a dărui, le cunoștea disponibilitatea pentru această lucrare de dărnicie, știa că ei nu fac lucrarea aceasta ca pe o rutină, din obligație, ca să mai fac o lucrare în plus. Și știa Sfântul Pavel că ei pun râvnă în această lucrare de dărnicie. Care este lecția de viață pentru noi din acest adevăr? Lucrarea de dărnicie nu trebuie practicată mecanic, pur și simplu ca pe o rutină. E o nevoie, ne-am obișnuit să ajutăm, ni se pare ceva normal. Sfântul Pavel zice, când faci lucrarea asta, o faci cu râvnă, cu pasiune. Știți că lucrarea de dărnicie cere râvnă, cere devotament, lucru de care frații din Corint au dat dovadă, l-au demonstrat. Apoi despre dărnicia benevolă, Pavel mai surprinde un adevăr, și anume, ea a fost un exemplu pentru ceilalți, a fost o ocazie nimerită să devină o mărturie pentru alții, frații noștri din Corint. Iată ce spune Pavel în versetul 2, mă laud cu privire la voi către, știți către cine? Către macedonieni. Știți ce se citea în textul de dimineață? Că ăștia din Macedonia trăiau într-o sărăcie luce. Și la un moment dat au dat un exemplu de dărnicie și din comun. Din sărăcia lor luce au dat naștere la un belșug de dărnicie. Au dat chiar peste puterile lor, că mai întâi se dăduse ei lui Dumnezeu. Și acum zice Pavel, am avut un motiv, frați din Corint, să mă laud cu voi. Cui? Macedonienilor. Nu cumva râvna corintenilor a fost o motivare a celor din Macedonia? Un exemplu? O mărturie pentru ei? Știți că atunci când noi dăruim și facem lucrul acesta acoperind nevoile sfinților, cu devotament, cu râvnă, în joc e mărturia noastră a credincioșilor, care va fi apreciată. Dragii mei, misiunea bisericii este și aceasta, de a ajuta sfinții nevoie, un lucru demn de apreciat. Totodată este o mărturie care trebuie împărtășită la vremea potrivită. Și vreau să vă dau un exemplu practic aici. M-a bucurat foarte mult misiunea fraților noștri din Betania, făcută în județul Galați, cu ocazia inundațiilor care au avut loc în zona respectivă. Și știți, multe familii, chiar de-a credincioșilor de-a noștri, au fost foarte grav afectate în urma acestor inundații. Știți ce au făcut frații noștri care s-au dus în județul Galați la fața locului? În primul rând, au avut oportunitatea de a se identifica cu nevoile sfinților de acolo. Apoi, faptul că au mers până acolo, străbătând atâta drum, mi-e spune ceva lucrul acesta, că au făcut această lucrare nu doar mecanic. Doar așa, să zicem și noi de la Banat, că am ajutat pe cei care au trecut prin această încercare. Prezența lor acolo, câteva zile, a dovedit că ei au făcut lucrarea asta cu râvnă, cu determinare. Și ba mai mult decât atât, știți că am primit telefoane în care mi s-a vorbit despre mărturia slujirii și a implicării lor și s-au adus cuvinte de mulțumire, în primul rând, către Dumnezeu pentru lucrarea făcută. Dumnezeu să-i binecuvânteze pe acești frați. Dumnezeu să binecuvânteze întreaga biserică. Și dacă am dat exemplul acesta și sunt prezenți din cei care s-au implicat în această lucrare, rog pe Dumnezeu să-i ajute să rămână smeriți. Și să rămână în continuare la fel de dedicați și pasionați de lucrarea lui Dumnezeu. Așadar,
cum trebuie făcută dărnicia ca ea să placă lui Dumnezeu? În primul rând, Sfântul Pavel ne spune că dărnicia plăcută lui Dumnezeu este benevolă. Ea acoperă nevoile sfinților în primul rând, ea trebuie făcută cu râvnă și ea va face ca mărturia noastră, ca viața noastră să fie vorbită de bine în prezența celorlalți. Vă întreb, a avut Sfântul Pavel cu ce să se laude cu privire la frații din Corint? Păi zice el că a avut cu ce? Cu mărturia lor, dovadă fiind dărnicia în care s-au implicat. Cum este dărnicia plăcută Domnului? În al doilea rând, pe lângă faptul că este benevolă, în al doilea rând ne spune Sfântul Pavel că dărnicia plăcută Domnului este practicată de oamenii pregătiți să dăruiască. Ama, nu știu dacă vă vine să credeți că ce am spus este adevărat, dar confirmă textul biblic acest adevăr. Doar oamenii pregătiți pentru a dărui, ne spune Sfântul Pavel și veți vedea din explicația textului, fac dărnicia plăcută lui Dumnezeu. Ascultați ce spunea Pavel, versetul 3. Am trimis totuși pe frați, pentru ca lauda noastră cu voi să nu fie nimicită cu prilejul acesta, ci să fiți cum? Să fiți gata cum? Adică ce vă spuneam când am citit textul. Altădată frați din Corint ați fost plini de pasiune, plini de râvnă pentru lucrarea aceasta. V-ați implicat. Ați fost un exemplu pentru cei din Macedonia. Acum, zice Pavel, ca să nu fie nimicită lucrarea aceasta, am fost nevoit să trimit niște frați. Dacă citim capitolul anterior, vom vedea că este vorba de niște oameni speciali, de încredere, oameni al lui Dumnezeu serioși. Și zice Pavel, am dorit lucrul acesta ca să fiți gata, adică să fiți pregătiți. Cu alte cuvinte, dăruitorii plăcuți Domnului nu sunt luați pe nepregătite când este vorba de a dărui, ci întotdeauna ei sunt pregătiți. Pavel surprinde cel puțin două adevăruri aici legat de realitatea aceasta, și anume, în primul rând, a fi nepregătit pentru lucrarea de ajutorare aduce rușine. Wow! Ne-am gândit noi vreodată la lucrul acesta? Să mă chem creștin și din cât mi-a dat Dumnezeu, mai puțin, mai mult, să nu fiu pregătit pentru lucrarea de ajutorare, spunea Sfântul Pavel, asta creștinilor le aduce rușine. De aceea Pavel îl trimite pe Tit cu încă doi frați din timp la Corint pentru a pregăti lucrarea aceasta de ajutorare, de dărnicie, de binefacere, fiindcă dorea la sosirea lui și a fraților din Macedonia să nu fie dați de rușine. Un creștin care nu este pregătit să dăruiască aduce rușine însuși numelui de creștin. Scopul pentru care a venit Domnul Iisus Hristos în lume, știți care a fost? Să, ce să facă? Să dăruiască. Știți ce a dăruit Hristos? Însuși viața Lui. El și-a dat viața ca să poată împlini cel mai important lucru, mântuirea sufletului omenesc. Prin urmare, este o ocară la adresa lui Hristos ca un creștin să nu fie darnic, să nu fie generos. Știți de ce? Fiindcă Hristos există pentru a dărui. Însuși numele lui Hristos și de creștin, știți ce înseamnă? A dat totul. A sacrifica, a face tot ce ține de noi. Hristos a făcut totul. A sacrificat tot ce a putut. A dat totul. De ce? Ca să ne mântuiască sufletul.
Iar Pavel spune, dacă a fi nepregătit pentru a dărui, aduce rușine. Întoarce fața monedei Pavel și spune, a fi pregătit pentru a dărui, pentru lucrarea aceasta de dărnicie, demonstrează dragostea credinciosului. Este o dovadă în plus că acel credincios este locuit de dragostea lui Dumnezeu. Acum imaginați-vă, dacă proiectul de dărnicie era întârziat la sosirea lui Pavel și a fraților din Macedonia, credincioșii noștri din Corint ar fi rămas de rușine și biserica din Corint ar fi pozat într-o biserică zgârcită și pe deasupra și lumească. Ar fi eșuat ca biserică în însuși scopul pentru care se aflau pe pământ, acela de a se implica în nevoile reale ale sfinților și de a dovedi că sunt locuiți de dragostea lui Dumnezeu. Un pastor, am citit întâmplarea aceasta undeva într-o carte, a ținut o predică în Marea Britanie pe tema de ce există oameni nepregătiți în biserică pentru lucrarea de dărnicie. Și m-a surprins punctele din predica lui. A avut o predică în două puncte despre cei doi mari dușmani care împiedică lucrarea de dărnicie. Și a zis el, primul mare dușman se numește nu pot. Iar al doilea mare dușman care împiedică lucrarea de dărnicie se numește mâine. Sunt oameni care spun, nu pot dărui, trebuie să-mi termin casa. Nu pot să dăruiesc acum, am o familie numeroasă. Nu pot să dăruiesc acum și să mă implic în lucrarea aceasta, deoarece vreau să-mi pun afacerea pe picioare. Nu pot să dăruiesc acum, deoarece am adumite datorii de achitat. Numai eu știu câte datorii am de plătit, poate să spună cineva. Și această piedică este prima care împiedică această lucrare a dărniciei. Nu? Nu pot. Dar există și cealaltă piedică, numită mâine. Știți că există creștini care spun, aș vrea să mă implic, dar nu pot acum. Nu pot astăzi. Azi nu pot să contribui, îmi pare rău, nu pot să ajut. Voi încerca ulterior, probabil de mâine. Și ați auzit de genul ăsta de creștini, de mâine vom fi mai buni. De mâine vom fi mai generoși, de mâine o să avem inima mai dăruitoare, de mâine o să fim mai sfinți, de mâine, puncte, de mâine și mâine va fi, știți când? Niciodată. Sau, mai e o vorbă de-a noastră populară din popor, sau la Sfântul așteaptă. Acestea sunt principalele motive pentru care, așa zis creștini, refuză să se implice în lucrarea de dărnicie. În schimb, creștinii autentici nu vor fi luați, zice Sfântul Pavel, niciodată pe nepregătite. Când vine vorba de lucrarea aceasta de dărnicie, ei întotdeauna vor da de bunăvoie, cu râvnă, din cât au, după cum au hotărât în inima lor. Și vor face lucrarea aceasta, știți cum? Că toți s-au amintit de zâmbet în seara asta. Cu bucurie. Pe cel ce dăruiește cu bucurie, spunea Sfântul Pavel, îl iubește cine? Domnul. Știți ce mi s-a părut, apropo, interesant în textul de dimineață? Nu știu dacă ați observat detaliul acesta. Primul care a dăruit a fost Dumnezeu. Ia auziți ce spunea versetul 1 din capitolul 8. Fraților, voim să vă aducem la cunoștință harul pe care l-a dat cine? Noi poate am fost curioși să privim doar spre credincioșii din Macedonia. Dom'le, cum ăștia în sărăcia lor Lucie au strâns un belșug de dărnicie? Și au dat nu doar după puterea lor, și spunea Sfântul Pavel, chiar peste puterea lor. Cum s-a putut întâmpla una ca asta? Uite că ne lămurește Sfântul Pavel spunând că cel care a lăsat acest har în bisericile din Macedonia,
primul mare dăruitor a fost cine? Dumnezeu. Așadar, dacă ne dă Dumnezeu și nouă har și ne-a dat din destul, slăvească-i se numele, haideți să fim și noi creștini aceia generoși, care să reprezentăm cu cinste pe mai departe numele care îl purtăm de creștini. Cum este dărnicia plăcută Domnului? În primul rând benevolă, în al doilea rând este practicată de oameni pregătiți să dăruiască. În al treilea rând, știți cum mai este dărnicia plăcută Domnului? În al treilea rând zice Sfântul Pavel că ea este opusă zgârceniei. Este un contrast izbitor între acestea două, dărnicie și zgârcenie. Sunt paralele, dacă vreți. Mulți dintre dumneavoastră ați lucrat la CFR. Vă întreb, liniile de cale ferată se ating vreodată? Ar merge trenul pe două șine care sună lângă cealaltă? E o distanță între ele, nu? Ama, șinele astea seamănă una cu cealaltă, nu la asta mă refer. Dar zice Sfântul Pavel că dărnicia este opusă zgârșeniei. Ele nu vor merge niciodată pe același drum. Pavel spune în versetul 5, partea B, că frații au venit să pregătească strângerea darurilor făgăduite de voi, ca ele să fie gata, făcute cum? Cum? Să faci dărnicie cu? Cu dărnicie? Se poate? Uite că se poate. Să strângi o binefacere, să faci o lucrare de ajutorare, să te implici într-o astfel de acțiune și zice Pavel, împlinește dărnicia cu? Cu dărnicie, nu cu zgârcenie. Și apoi completează Pavel să le deschidă mintea fraților din Corint. Versetul 6. Să știți că cine seamănă puțin, cât credeți că va secera? Ne spune experiența vieții. Puțin. Iar cine seamănă mult, cât va secera? Știți că există atâția oameni care mor de foame prematur? Știți că există atâția oameni care mor de frig, de boli, de singurătate, de lipsă de valoare, de păcat și de rău? Cât de groaznic am stat și m-am gândit, este zgârcenia. A trăi într-un mod extravagant. A cheltui mult mai mult decât ai nevoie. A aduna foarte mulți bani doar pentru a-i avea. A construi case din ce în ce mai mari, a cumpăra cât mai multe proprietăți, toate acestea, vreau să țineți minte, pot avea ca preț pierzarea veșnică a sufletului. Dacă nu există echilibru, zgârcenia, zice Pavel, nu are loc în inima celui credincios și nu va avea loc niciodată nici în biserica lui Dumnezeu. Credincioșii trebuie să fie gata să dăruiască. Mai întâi să se dăruiască pe ei, lui Hristos, și apoi, în funcție de ceea ce au, după posibilitate, cu râvnă și cu bucurie, să se implice și în lucrarea aceasta de ajutorare, de dărnicie. Prioritate, în primul rând, zicea Pavel, au Sfinții lui Dumnezeu și apoi restul. Că tot Pavel a zis, de data asta, scriindu-le celor din Galatia, faceți bine la câți oameni? Tuturor oamenilor, dar, zicea Sfântul Pavel, mai ales fraților în credință. Adică prioritate sunt sfinții, în primul rând, dar nu uităm nici de ceilalți. După posibilitate, suntem chemați să ne implicăm. Vedeți? Pavel spune, cine seamănă mult, va secera mult. N-ai cum să semeni puțin și să seceri mult. N-ai cum, nu există așa ceva. Cel care este binecuvântat pe de adevăratelea de Dumnezeu nu este omul care pretinde că este darnic. Acea persoană care la mod declarativ vine și spune, impresionându-ne, Domnule, ce darnici suntem noi.
ci cel binecuvântat pe de adevăratele de Domnul este persoana care pune în aplicare acest adevăr și chiar se jertfește tăruind. Din păcate, am observat ceva, cultura noastră este tot mai mult influențată de bazmul acela american cu zâne, în care copiii sunt învățați de mici că a fi fericit înseamnă să ai cât mai multă avere adunată. Și totodată li se bagă copiilor în minte, prin bazmul acesta cu zâne, că dacă aduni mai mult, ai mai multă valoare în această lume. Domnul Iisus Hristos spunea din contră că o persoană este mai valoroasă dacă își adună bogăție în cer. Acolo n-are acces molia. Hoții nu se pot ridica până la cer. Rugina încă n-a deschis ușa cerului lui Dumnezeu să ruginească bogăția credincioșilor strânsă acolo. Acolo spunea Mântuitorul, cine strânge comori în cer, va fi și inima lui acolo, pentru că la urma urmei oameni buni, frații mei, surori dragi, unde este comoara noastră? Apropo, inima noastră doar în două locuri poate să fie. În piept, mă refer în trupul nostru fizic, și în cer, sau legate de pământ. Altundeva nu va fi. Și întrebarea se pune în această seară, inima mea, mă refer spiritual, unde este? La ce fel de comoară sau comori? Vreau să vă aduc aminte ceva, oricât bani ai avea și oricât de bogat ai fi, cu banii îți poți cumpăra un pat moale, dar nu și somnul. Sunt atâția oameni care au insomnii și nu pot să doarmă, chiar dacă au bani mulți. Unii dintre ei, cu cât au mai mulți bani, sunt mai nefericiți și mai neliniștiți. Și dorm doar 3-4 ore pe noapte. Cu banii îți poți cumpăra medicamente, dar încă n-am întâlnit om care cu bani să-și cumpere sănătate. Și să știți că și oamenii cu bani se îmbolnăvesc. Boala nu fuge de oamenii cu bani, trec și ei prin încercări. Cancerul nu ține cont de câți bani are cineva. Reumatismul nu ține cont de contul de la banca cuiva. Și oamenii cei mai avuți s-au îmbolnăvit. Apoi cu banii poți cumpăra cărți, dar nu poți să cumperi înțelepciune. Poți cumpăra podoabe, dar nu și frumusețe. Poți cumpăra distracție, dar nu și fericire. Îți poți cumpăra un ceas frumos, dar cu bani nu poți cumpăra timp. Știți care au fost ultimele cuvinte a primului cancelar a Marii Britaniei, Sir Thomas Scott? El a rostit următoarele cuvinte consemnate în istoria vremii, înainte de a muri. Până în această clipă, spunea el pe patul de moarte, am fost convins de două lucruri, că nu există Dumnezeu și nici iad. Acum însă simt și știu că există și unul și celălalt. Dar regret, spunea el, că nu mai pot da timpul înapoi. Și știu că sunt osândit la pierzare veșnică prin dreapta judecată a celui atotputernic. Dragul meu, dă-mi voie să te întreb, tu ce faci cu timpul ce ți l-a dat Dumnezeu? Cum îți cheltuiești resursele ce ți le-a pus la îndemână, la dispoziție, Marele Dumnezeu? Ai făcut ceea ce trebuie cu ele? Sau, puncte, e un semn mare de întrebare. În ce scop și în ce sens le-ai folosit? Am învățat astăzi, mai bine spus în seara aceasta, despre târnicia plăcută Domnului. Trei lucruri foarte importante. În primul rând, ea se practică într-un mod benevol. În al doilea rând, ea este
practicate de oamenii pregătiți pentru a dărui. Și în al treilea rând, dărnicia plăcută Domnului este opusă zgârceniei. În concluzia predicii din această seară, haideți să vedem foarte telegrafic, pe lângă modelul dărniciei plăcute lui Dumnezeu, care sunt motivele dărniciei plăcute Domnului. Adică ce ar trebui să ne determine și să ne motiveze pe noi să fim mai darnici implicați în această lucrare. Sunt 5 motive menționate în text. Am să le amintesc telegrafic. Motivul numărul 1. Pentru a fi îmbogățiți de Dumnezeu în toate privințele. E paradoxal oarecum să dăruiești și să devii mai bogat. Și dăruiești niște bani și Dumnezeu nu doar că îți dă banii aceia înapoi sau mai mulți, te îmbogățește în câte privințe? În toate privințele. Cu alte cuvinte, pe toate planurile. Versetul 11. În chipul acesta, adică dacă sunteți oameni darnici, dacă suntem oameni generoși, veți fi îmbogățiți în... Și auziți, pentru orice, că și dărnicia aceasta e de mai multe feluri. Apoi, motivul numărul 2, dar înainte să vi-l amintesc, vreau să vă spun, pe cine îmbogățește Dumnezeu, acela este cu adevărat bogat. Restul, un semn mare de întrebare. Dar pe cine a îmbogățit Dumnezeu, acela este bogat. Motivul numărul 2 a practicării dărniciei, pentru a ne îngriji de nevoile care sunt și pentru a-i aduce mulțumiri lui Dumnezeu. Versetul 12. Căci ajutorul dat de darurile acestea nu numai că acoperă nevoile sfinților. Existau anumite nevoi și ele au fost acoperite, dar este și o pricină de multe mulțumiri către Dumnezeu. Apoi, un alt motiv care e o bază a dărniciei noastre, motivul numărul 3, pentru a dovedi loialitatea noastră față de cuvântul lui Dumnezeu. Apropo, v-ați gândit vreodată că un credincios darnic, prin lucrarea de dărnicie, arată că e credincios acestui cuvânt? Ia auziți ce spunea Pavel în versetul 13, așa că dovada dată de voi, prin ajutorul acesta, îi face să slăvească pe Dumnezeu. Și auziți care e motivul? Pentru ascultarea pe care o mărturisiți că o aveți față de... Adică credincioșii noștri din Corint făceau o lucrare de dărnicie și spunea Sfântul Pavel, voi mărturisiți prin aceasta că ascultați de Evanghelia lui Hristos, că sunteți loiali cuvântului lui Dumnezeu. O dovadă care certifică faptul că o persoană este credincioasă cuvântului lui Dumnezeu este și inima generoasă a acelei persoane de a dărui, de a se implica în lucrarea lui Dumnezeu. Apoi, al patrulea motiv al practicării dărniciei, care face ca dărnicia să fie plăcută înaintea Domnului, pentru a spori rugăciunea în viața altora și dragostea frățească. No, asta îmi place foarte mult. Adică eu bag mâna în buzunar să dăruiesc și prin asta îl determin pe celălalt să devină mai rugativ și să iubească mai mult frățietatea. Auziți ce zice Pavel, versetul 14? Și face să se roage pentru voi. Pe cine îi face să se roage? Pe beneficiarii dărniciei. Și să vă iubească din... Observați cum sporește dragostea frățească. Observați cum alți oameni devin mai rugativi și îi determină să se implice în lucrarea asta de rugăciune și de iubire frățească. Motivul, zice Pavel, este dărnicia voastră. Apoi, motivul numărul 5. E mulțumirea care se aduce lui Dumnezeu prin lucrarea aceasta pentru darul lui nespus de mare. Și apropo, toată predica din seara asta ar fi fost fără niciun fel de rost și sens dacă n-am fi amintit și de darul lui nespus de mare, de Domnul Iisus Hristos. Așa și cheia Pavel capitolul acesta al 9-lea, mulțumiri fi aduse lui Dumnezeu pentru darul lui nespus de mare.
Pentru că, în definitiv, cine trebuie să iasă în evidență, cine trebuie să iasă în relief, este Dumnezeul adevărat. Noi n-am fi fost niciodată capabili să dăruim, să fim oameni generoși, oameni darnici, dacă nu ni s-ar fi oferit cel mai mare dar posibil, Fiul lui Dumnezeu, ca jertfă pentru noi. Știți că acest dar minunat s-a făcut pe sine sărac ca să ne îmbogățească pe noi? Știți că acest dar minunat numit Iisus Hristos a trebuit să flămânzească la un moment dat 40 de zile într-un pustiu ca noi, omenirea, să avem acces la pâinea vieții? Știți că El la un moment dat s-a golit pe sine ca să ne umple pe noi cu prezența sa? V-ați gândit vreodată că noi ne naștem ca să trăim? El singur s-a născut cu ce scop? Să moară! Ca să am eu viață, ca să ai dumneata viață, ca să ai acces la mântuirea Lui, ca să ai posibilitatea iertării păcatelor. Fără moartea Lui eram fără speranță, eram fără viitor, sub povara propriilor păcate. Acest dar minunat numit Iisus Hristos a gustat respingerea pentru ca noi să primim acceptarea, a gustat moartea pentru ca noi să primim adevărata viață, a fost condamnat în locul nostru să ni se oferă nouă grațierea și iertarea păcatelor. De ce? Pentru că a existat, pentru că există un dar minunat, nespus de mare. Știți că El a acceptat blestemul în locul nostru ca să putem intra noi în binecuvântarea Lui și să fim pe de adevăratelea binecuvântați. De ce? Că a decis Tata din ceruri să dea ce a avut mai prețios, cel mai minunat dar, pe Fiul Lui. Vreau să ne luăm un moment acum la final de predică și să medităm la acest dar prețios, la Fiul lui Dumnezeu care s-a adus ca jertfă pentru noi oamenii să ne mântuiască. Meditează la darul acesta al Tatălui Ceresc și spune în seara asta un mulțumesc frumos. Apoi, dacă găsești în viața ta momente de omisiune, când ai avut posibilitatea să faci bine, să te implici în lucrarea aceasta, să fii mai darnic, să fii mai generos, și n-ai făcut lucrarea aceasta, cere iertare Stăpânului Stăpânilor, Marelui Tată din ceruri, Dumnezeului adevărat. Spune-i: Tată din ceruri, te rog, iartă-mă în seara asta. Că se citea astăzi aici la casa Domnului că cine știe să facă bine și nu face, știi ce săvârșește? Săvârșește un păcat. Și apoi, în partea din urmă a rugăciunii, să cerem de la Dumnezeu o inimă binecuvântată, o inimă generoasă, o inimă darnică. Doamne, deschide-ne și ochii să vedem nevoile din jur și să putem să demonstrăm că noi suntem creștini, cărora nu ne este rușine de numele ce-L purtăm. Din contră, facem cinste acestui nume prin viața pe care o trăim, implicați în lucrarea tătărnicie. Haideți să stăm ridicați și să ne rugăm, iar în partea din urma rugăciunii, din toată inima, să mulțumim lui Dumnezeu pentru întâlnirea din seara aceasta.